e un oraș mai frumos și mai impresionant decât credeți. Aici sunt într-o... Asta este arhitectura, genul de configurație urbană a așezării. Minaretă, foarte frumos, se vede lângă o superbă biserică. Ăsta cred că este Alexandru cel Mare, pentru că el e șmecherul întregii țări. După cum remarcați, încă o geamie, sau mă rog, povești... Coabitarea este cheia macedonilor. Este și o biserică catolică, iertați-mi cacofonia în spate. Locul este extrem, extrem de spălat, extrem de urban. Iar vreau să vă spun că zona asta pe care am să pășesc și eu și pe care am mărit-o acum este o zonă comercială extrem de interesantă, vie, plină de turiști în cursul verii. Bitola are și universitate de altfel. E o zonă foarte interesantă. Universul de aici, din lumea macedoneană, vreau să vă spun că este un amestec între iubirea după estetic, după aspect, după formă și elementul de spirit. Vreau să vă spun că este o lecție din multe puncte de vedere, ceea ce am reușit în perioada asta scurtă, dar impresionantă, să pot să trăiesc în Macedonia. Bucurați-vă alături de mine!